numesc Sofia Jereghi, sunt elev în clasa 1-a B, școala primară, grădinița Antonin Us. Învățătoare Durnea Violeta. Voi recita povestea Prostia omenească, de Ion Creangă. A fost odată un om însurat, care trăia la un loc cu soacră-sa. Nevasta lui, după ce-și scăldă copilul, îl adormi. Începu a buci cât o ținea gura. Mama ei, care torcea după cor, îi zise cu spaimă: ce e, draga mami, ce-ți este? Mama, copilul meu are să moară. Vezi drobul de sare de pe hort, de s-a sui mâța și-a trântit drept în capul copilului și să mi-l omoare. Vai, bine zici, fata mame. Și așa cum boceau amândouă, intră pe ușă și tată. Ele îi povestiră întâmplarea neîntâmplată. Bre, da mulți proști am mai văzut în viața mea, dar ca voi n-am mai văzut. Mă duc în lumea toată, dar de voi găsi mai proști decât voi, mă voi întoarce acasă, dar de nu, ba!